Ești confortabil? Stai. Da. Stai confortabil, dar cu spatele drept, da? Da. Închidem ochii. Inspirăm, expirăm și ne relaxăm când expirăm. Păstrează spatele drept și urmărește să te interiorizezi. Să ne detașăm un pic de mediul înconjurător. Ne relaxăm din ce în ce mai profund. Ne relaxăm fizic, emoțional, mental. Și acum aspirăm cu întreaga inimă să ne conectăm cu energiile cele mai elevate din univers, cu tot ceea ce este pur, adevărat, frumos, universal, valabil. Și deschidem ușor ochii. Salutare, dragilor! Bine ați venit la Coffee and Cream de data aceasta din superbul Miami. Sunt tare fericită că m-am întors și că pot să continui emisiunile cu români de succes, cu români minunați de aici, din Statele Unite. Astăzi, invitata mea este o femeie superbă, o femeie de succes, o femeie deșteaptă, o femeie spirituală. Este, nu vreau să greșesc, este relationship și intimacy coach, life coach, sound healer și meditation coach. Raluca Popescu, tantra yoga teacher, bine ai venit la Coffee and Cream! Bine te-am găsit, Claudia, îți mulțumesc foarte mult de invitație și mă bucur foarte mult să fiu alături de voi în această seară. Bună și seara. Eu îți mulțumesc tare, tare mult. Sunt încă sub influența meditației pe care tocmai am făcut împreună cu Raluca, așa că încerc să-mi găsesc cuvintele și să m-am relaxat un pic în tare. Dar mă simt foarte bine, suntem la Raluca acasă, în paradis, este absolut superb aici și ai creat un mediu numai bun de a discuta despre, despre ceea ce faci tu. Vreau să încep cu începutul. Avem cafele, de clar bei cafea. Ceai. Profesoarele de tantra yoga beau ceai. Eu am cafea, încă emisiunea se numește Coffee and Cream, de aceea te-am întrebat. Ce înseamnă tantra? Pentru că sunt foarte multe întrebări în jurul tantra yoga și da. Chiar și eu sunt foarte, foarte curioasă. Da, îți mulțumesc pentru această întrebare, pentru că tantra a devenit așa un subiect foarte incitant. Tabu, chiar tabu, din ce în ce mai faimos și foarte neînțeles pe cât e de faimos pe toată lumea care vorbește, majoritatea care vorbesc de tantra și nu au intrat la o clasă de tantra, habar nu au ce înseamnă cu adevărat. Educă-ne, te rog. Tantra este o știință spirituală care ne ajută să ne găsim un echilibru interior și să avem un stil de viață din ce în ce mai conștient. Are o multitudine de tehnici pe care putem să le aplicăm, care pot varia de la posturi de yoga, meditație, exerciții de respirație, ne jucăm cu energiile cumva în tantra, de la o filozofie de viață, până pur și simplu la metode foarte practice. Cum mănânci, cum bei, cum faci dragoste, cum interacționezi cu oamenii, cum interacționezi cu mediul înconjurător, cum te cunoști pe tine și reușești să-ți gestionezi emoțiile și stările și așa mai departe. Este o știință foarte, foarte practică. Nu este o religie. Da, este confundată yoga de foarte multe ori în general cu o religie, dar nu este o religie. Nu. E un stil de viață. Da, este un stil de viață care de fapt chiar te ajută să devii din ce în ce mai spiritual. Pe mine faptul că am abordat și am început să practic și tantra și yoga m-au ajutat de fapt să devin și o creștină mai bună. Am înțeles multe aspecte spirituale prin abordarea mai științifică a acestor
căi de tantra și de yoga. A, învățătorilor pe care noi le-am primit practic în creștinism, cumva ți le-ai explicat prin ajutorul yoga, pentru că făceau mai mult sens. Da, și e foarte multă știință, se vorbește foarte mult despre energie, despre vibrații, despre rezonanță, lucruri care cumva ți se spun și în toate tradițiile spirituale autentice, dar nu ți se explică, pur și simplu ei spune așa e, așa facem, așa practicăm. Aici vine cumva și de ce. Mm-hmm. Mai ales acum știința a evoluat foarte mult și chiar explică foarte multe principii și teorii tantrice care au existat de când lumea și pământul, dar abia acum fizica cuantică poate să explice puterea gândului. De ce devenim ceea ce gândim? Ce înseamnă să atragem anumite energii, să rezonăm cu anumite stări și să devenim mai buni, mai frumoși, mai împăcați, mai echilibrați și așa mai departe. În a cincea dimensiune. Dar se vorbește din ce în ce mai mult de fizica cuantică și de a manifesta, de a, practic, de a, se vorbește mult de tot despre secretul, despre manifestare și practic tantra ne ajută să ne echilibrăm cumva energiile, să ne... Cu ce ne ajută practic? Adică lifestyle-ul, ce mâncăm, cum facem dragoste, cum ne alegem persoana iubită, care sunt principiile, mai exact? Principiile sunt fă tot ce vrei, dar fă într-un mod conștient. Și apoi vezi pe tine dacă ceea ce ai făcut îți aduce un rezultat bun, te face să te simți mai bine, mai fericit, mai împlinit sau nu. Important e că atunci când ești conștient și observi dacă fiecare acțiune a ta are o anumită repercursiune, să o ajustezi. Cum adică mers conștient? Adică, pentru că de obicei noi suntem într-o stare de inconștiență și nici nu ne dăm seama? Practic nu trăim în prezent? Nu. Noi nici măcar nu ne dăm seama că respirăm. Dar dacă respiri în mod conștient, nu ai mai fi niciodată stresat. Doar simplu fapt că tu îți aduci atenția asupra modului respirația în care respiri, o să observ cum respirația ta automat se ajustează, devine mai calmă, corpul tău se relaxează și odată cu aceasta ți se schimbă starea interioară, mintea se calmează, respirația și mintea și energia lucrează tot timpul împreună. Important este să știm ce butoane să apăsăm, pe ce să lucrăm. Ce foarte simplu, cu respirația, cu posturile fizice, fiecare postură fizică atrage, în yoga se numesc asane, atrage o anumită stare. Practic este un fel de geometrie sacră a corpului și nu stăm degeaba în postura aia doar așa ca să ne întindem și au anumite beneficii fizice, dar de fapt ei atrag și creează un anumit circuit de energie. Și un flow de energie care și direcționează această energie pe anumite paliere ale ființei, pe anumiți centri energetici. În yoga și în tantra se numește chakre, centri energetici. Sunt 7 principali și fiecare guvernează câte un aspect foarte important al ființei noastre și al vieții noastre. Avem aspectul material, aspectul erotic, aspectul personalității, aspectul iubirii, aspectul cunoștințelor și al purității, aspectul mental, aspectul spiritual. Și fiecare postură de yoga, fiecare exercițiu de respirație, fiecare tehnică de meditație au fost concepute cumva să ne ajute să ne reechilibrăm fluxul energetic, să găsim o armonie interioară care se reverberează pe toate planurile ființei. Când faci yoga și tantra, nu poți să faci și doar să ai anumite beneficii fizice, da, că devii mai coordonat, mai flexibil, mai atletic, mai slab, că există și o parte fizică. Da, dar nu este doar asta, adică ajută să-ți echilibrezi hormonii, generează un echilibru hormonal, te ajută să te echilibrezi emoțional, mental și chiar spiritual. Deja începi să-ți dorești mai mult, să ai o altă perspectivă asupra vieții. Iată-mă că te întrebi, mi-ai spus mai devreme că este alchimie, ce e foarte interesant. Da, este o joacă foarte frumoasă cu energiile. De exemplu, în tantra noi spunem da la tot, la orice energie. Chiar dacă este o energie, ok, sunt frustrată, sunt stresată, sunt nervoasă, ok, am o energie în mine, și faptul că am această energie înseamnă că eu am cu ce să lucrez ca să transform ceva în mine. Și o conștientizezi, în primul rând. Și o conștientizezi. O accepti. O accepti. Și atunci când o accept și o conștientizezi, pui lumina conștiinței asupra ei, ceva magic se întâmplă. Încep să înțelegi de unde îmi vine mie frustrarea asta.
cum mă simt în corp. De obicei, frustrările și anumite stări interioare mai negative, simți anumite tensiuni în corp, simți anumite încordări. Unde se duce? Și chiar dacă nu le rezolvăm, în timp degenerează chiar în probleme de sănătate. Pentru că somatizează. Da, somatizăm. Și în tantra se lucrează foarte mult cu această inteligență a corpului. Noi credem un pic mult mai mult în înțelepciunea corpului, în ce ne spune corp, decât în ce ne spune mintea noastră inferioară, care tot timpul alergă și își dorește și vrea altceva și niciodată nu e în prezent. Tot timpul e ban trecut, ban viitor. Cum ai ajuns pe drumul ăsta? Tu te-ai mutat acum 12 ani în Miami, da, nu? Făceai același lucru și în România? În România? Deci că par extrem de tânără, adică pare un pic ciudat. Deci nu te-ai mutat de când te-ai născut, practic, în Miami. Te-ai mutat la ce vârstă? Asta trebuie să mă gândesc, că dacă mă întreb câți ani am acum, iar trebuie să mă gândesc. M-am mutat cam la 25 de ani, da. Și făceai, te ocupai de treaba asta și în România sau nu, cumva? Nu, în România am lucrat în domeniul financiar. Aveam așa, mai auzeam în stânga, dreapta de yoga sau de anumite clase, dar nu a fost ceva foarte, foarte serios. Când am venit aici, am hotărât să mi s-a schimbat viața radical. Și am simțit că nu mai pot să mai lucrez în domeniul financiar și să fac ce am făcut până. Nu te-aș vedea în domeniul financiar. 4 ani de zile am fost. O regină spiritualității și a emoțiilor și așa, ești o zeiță. O zeiță în zona financiară. E bine de știut, clar. Dar e bine să ai și informații financiare, dar pot să înțeleg cumva cum te-ai dus în zona asta. Da. Și, sincer, mi-a fost destul de greu de când m-am mutat aici să mă adaptez, să prefac cercuri de prieteni, să... A fost o schimbare intensă la care nu m-am așteptat și am căutat să găsesc mai multe activități care să mă reechilibreze, să-mi aducă fericire, armonie. Cumva să te reechilibreze pe vibrația pământului. Pe cum o știam eu că sunt astăia, dinainte pentru să că vin. Sunt vibrații diferite. Da. E o mentalitate diferită, o cultură diferită. Nu spun că e bine sau e rău. Pur și simplu e diferit și ai nevoie de un... Cel puțin eu am avut nevoie de un timp de acomodare. Bine, eu încă mă acomodez în continuare. Și așa am căutat să mă duc, m-am dus din ce în ce mai mult înspre yoga, înspre Ayurveda chiar, înspre artă, pictură și chiar m-a ajutat foarte mult meditația, posturile de yoga, încât am zis ok, mie chiar îmi place asta, mă simt ca și cum mă simt acasă cumva, sunt principii care au rezonat cu mine toată viața mea. Dar... Te-a ajutat să te împământenești. Da, să mă împământenesc, să mă simt mai bine, să mă echilibrez emoțional, să-mi găsesc o anumită pace interioară. Mm-hmm. Dar te-ai dus special la un loc unde se făcea tantra yoga sau efectiv ai nimerit acolo și nu, asta? Nu, eu pe urmă am decis să fac, să mă certific. Uh-huh. Am găsit cea mai intensă școală în a mă certifica, adică nu doar 200 sau 500 de ore, cum se fac normal, mi-au luat 3 ani de zile și cu proiect de diplomă și așa mai departe, o școală internațională. O treabă foarte serioasă. Da, așa sunt eu, da? Adică trebuia să mă validez, să mă super validez că ok. O să fie... Da, veneai din domeniul financiar. Da, exact. Adică trebuie să facem cât mai serios și la nivel cât mai înalt cu putință. Cum e școala în România. Așa, exact. Și mi-a plăcut foarte mult școala pe care am ales-o. Mi s-a potrivit așa foarte bine pe structura mea. Și pe urmă am descoperit că eu crezând că mă duc la yoga, de fapt am descoperit că era o școală de tantra yoga, tantrică. Și principiile care rezonau din ce în ce mai mult, veneau mai mult pe această cale tantrică. Și pur și simplu a fost o întâmplare, nu am căutat tantra neapărat. E ca și cum tantra m-a găsit pe mine. Tantra te-a găsit pe tine. Și am înflorit așa în acest domeniu, m-am simțit ca acasă. Hai să intrăm un pic în relații, pentru că eu cred că indiferent de poziția socială, de culoare, religie, una dintre cele mai mari probleme ale noastre, ale oamenilor, este relația de cuplu. Da. Clar, indiferent de unde venim, unde plecăm, toți suntem curioși, toți avem probleme până la urmă, toți vrem să descoperim relația perfectă.
cum ajuți tu cuplurile? Pentru că ești coach, relationship coach, și intimacy coach, ceea ce este huge. Sunt foarte, foarte curioasă cum funcționează lucrurile. Cum ajung cuplurile la tine în general? În momentul când vor să se descopere, de exemplu, cuplurile interculturale sau interrasiale, pentru că vin din culturi diferite, sau în momentul în care simt că este o mare problemă, sunt pe cale să se despartă și sunt disperați să facă orice, să se reconecteze? Da, din păcate, majoritatea cuplurilor vin atunci când deja este o problemă acută și unii sunt chiar în prag de divorț, unii chiar au făcut demersuri în acest sens. Și totuși vin? Da, și totuși vin. Totuși vin pentru că își dau seama că, cred că mulți își dau seama că nu e de fapt doar o problemă a cuplului și încep să-și asume că este și o problemă a lor ca și indivizi. Pentru că atunci când suntem într-un cuplu, e întotdeauna o triadă. Sunt cei doi parteneri și ființa, sufletul cuplului. Eu spun că cuplul este primul nostru copil. Wow. Și trebuie să avem grijă, chiar dacă avem alți copii, trebuie să avem grijă în special de acest prim copil, pentru că de acolo pleacă totul. Da, de acolo pleacă totul. Dacă relația de cuplu este fericită, este armonioasă, întotdeauna va fi un exemplu și un cadru foarte frumos și pentru ceilalți copii care se răsfrânge, da, până la urmă, relația părinților se răsfrânge asupra copilului. Da. El e primul impactat. Da. Din păcate, unii vin chiar foarte târziu, dar chiar dacă acel cuplu nu mai rămâne împreună, cumva tot pleacă cu anumite sentimente, că înțeleg ce se întâmplă, înțeleg că nu sunt doar ei în situația asta, că sunt anumite legi care ne impactează, universale, care ne impactează pe toți. Practic, ei vin și înțeleg de ce. De ce se ajunge într-o anumită situație? Că da, într-adevăr, sunt lucruri care se pot face, sunt lucruri care chiar poți să remediezi situația. Majoritatea care vin pe partea tantrică, pentru că nu sunt psiholog și la psiholog se duc mai mult, ok, probleme emoționale și pe urmă se descoperă că sunt foarte multe probleme sexuale. Aici, când vin pe partea tantrică la coaching, vin pentru că ei deja asociază aspectul de tantra cu sexualitatea, cu erotismul și, într-adevăr, cam 10% din tantra. Serios și sincer până la urmă și complet transparenți. O relație de acolo pleacă. Adică o relație de cuplu. O relație de cuplu, da, de acolo pleacă. Putem să fim colegi, putem să fim prieteni, putem să fim... Dacă partea erotică nu funcționează... Și afectivă. Erotică și afectivă. Astea sunt. Tantra este văzută ca fiind ceva tabu, poate chiar murdar. Da. Și nu are legătură cu realitatea. Eu de la tine am învățat. Da. Foarte mulți asociază tantra cu o anumită libertate completă, sexuală, fără prea multe consecințe și că tot ce se poate intra aici și că da, spunem da la absolut orice. Ei bine, dacă ajungeți în aceste cercuri, mai mult ca sigur nu este ceva autentic. În schimb, din contră, tantra chiar are o disciplină foarte serioasă în ceea ce privește intimitatea, partea erotică, partea sexuală, energia sexuală. Și ne învață, recunoaște că energia sexuală este una dintre cele mai puternice din univers, pentru că, practic, dacă nu ar fi așa, noi nu am mai exista, noi nu ne-am mai procrea. Nu ne-am mai perpetua. Dar problema e că dacă rămânem pe un nivel mai jos de vibrație al energiei sexuale, această energie sexuală ne transformă un pic mai animalici. Începe să ne domine, începem să căutăm numai plăcerea, dar o plăcere care oricât de mult o căutăm, o găsim, nu este niciodată, nu ne satisface întocmai. Încep să, atunci când ne domină această energie sexuală, sunt două opțiuni, fie o îmbrățișăm și o căutăm și devenim un pic, ok, vrem sex, avem nevoie de sex. Asta cât e mai mult partea masculină. Să știi că sunt și femei. Serios? Da, da, da. Sau... cumva spunem nu,
dar nu spunem un nu sănătos și spunem nu, pe mine nu mă interesează partea asta, prefer să canalizez energiile astea de creativă, e murdară, nu vreau, dar tot nu ești împlinit și tot devii frustrat. Cumva tantra ne ajută să găsim această cale de mijloc în care recunoaștem că avem aceste impulsuri în noi, dar să le folosim în folosul nostru, să nu ne lăsăm noi controlați de energia sexuală, ci noi să devim, să fim ceea ce suntem, cei care o controlează. Este doar un aspect al ființei noastre pe care noi putem să-l controlăm și să-l folosim în beneficiul nostru. Dacă este o energie care creează viață, care aduce copii, imaginează-ți ce poți să faci cu ea atunci când nu mai vrei să ai, să zicem că ai suficienți copii, ți-ai făcut familia, ești fericit, dar totuși ai aceste impulsuri. Nu spunem nu, este o energie, este ceva valoros, dar putem să o folosim, așa cum ți-am spus mai devreme, să o alchimizăm, să-i schimbăm nivelul de vibrație, să o folosim și să o redirecționăm către alte aspecte ale vieții noastre. Să ne simțim mai vitali, să ne simțim mai creativi. Mai tineri. Mai tineri, da. Asta e ceva care ai punctat foarte bine. Să ne focalizăm mai mult. Nu știu, poate avem un examen sau un doctorat sau ceva. Putem să folosim aceeași energie sexuală, să o ridicăm la un alt centru de forță, de energetic, de care spuneam chakre, și efectiv de la nivelul acesta poți să o transformăm în energie mentală, în energie spirituală, în energie afectivă. Putem să folosim energia sexuală ca să devenim din ce în ce mai iubitori în relațiile noastre, în special în relația de cuplu, chiar să vindecăm anumite probleme, anumite traume. Și da, și putem să o folosim și să ne regenerăm. Nu degeaba când vorbim despre aceste tehnici secrete, în special călugării tibetani au dezvoltat foarte mult pe această temă, ei au numit-o fântâna tinereții. Ei bine, fântâna tinereții face aluzie la apă. The fountain of youth. Da, fountain of youth, apă, da? Când te gândești la o fântână, apă. Energia sexuală este asociată ezoteric, așa mai secret, cu această energie a apei pe care o avem în noi. Gândește, sunt toate fluidele sexuale și așa mai departe. Deci nu degeaba se numește fântâna tinereții. Noi putem să învățăm să folosim prin alchimie această energie, să o regenerăm, să o recirculăm în întreaga ființă, astfel încât să ne refacem la nivel celular, să ne regenerăm, vindecăm. Să ne vindecăm. Sunt chiar foarte multe tehnici și în tantra și în taoism. Și chiar să arătăm și să ne menținem mai tineri. Ce înseamnă una dintre aceste tehnici? Poți să ne dai un exemplu? Că sunt foarte curioasă. Cum faci asta? Adică sună extraordinar, dar e mai complicat de atât. În primul faci rând, trebuie să te asiguri că ai suficientă energie erotică. Se lucrează în tantra, se lucrează mai mult la nivel energetic decât la nivel fizic. Deja trecem în și energia erotică. De unde ne luăm? De la partener? De la cum? În primul rând, din fericire, e cam abundentă în noi. Mai ales și se simte foarte pregnant de la vremea pubertății până când întotdeauna în vârstă. Că eu mă gândesc la mine. Deci cum? Acum îmi voi accesa energie erotică? Cum fai? Tu ai foarte multă energie erotică. În special femeile care sunt debordate. Nu. Femeile care debordează de senzualitate. Da. Se vede că au un rezervor foarte mare de energie erotică. Mulțumesc. Așa. Și atunci, și știi că ai energie erotică atunci când îți dorești să faci dragoste, când pentru tine a fi intim cu cineva este ceva împlinitor, îți dorești, ai un libido, ai anumite lucruri, da, dar sunt și anumite tehnici pe care poți să le faci astfel încât să deblocheze energia erotică, să o lasă să curgă, să o lasă să se acumuleze și să o muți în întreaga ta ființă. Aici avem femoasele exerciții. Iartă-mă că te întreb, în tantra se spune că nu trebuie să faci dragoste decât cu un om pe care îl iubești. Exact. Adică, da. De acolo vine... Mai ales că sunt niște consecințe energia erotică, foarte mari. Fără iubire. Da. Energia erotică și energia afectivă și iubirea sunt foarte conectate una între cealaltă. Și e foarte clar asta între doi îndrăgostiți. Adică imediat când iubești, când ești în starea asta efervescentă de deschidere sufletească, automat te simți și erotic. Da, și e ceva sublim. Și nu mă refer doar la erotic, este o deschidere sufletească. Practic, tu te ridici la un alt nivel de conștiință. Noi, majoritatea în viața de zi cu zi, suntem pe nivelul ego-ului, al personalității. Trebuie să fac asta, care e un nivel individual. Când te îndrăgostești, nu mai ești doar tu.
ești un total împreună cu partenerul tău. Și aici intri pe un nivel de conștiință al sufletului, în care îl simți pe celălalt, te gândești mai mult la celălalt, îi dorești binele, te gândești ce surpriză să-i faci, ce să-i aduci, cum să contribui, nu te mai gândești numai eu să primesc, eu să iau și așa mai departe. E ceva în care dai cu tot sufletul tău și e foarte frumos atunci când este reciproc. Există o conexie reală, telepatia, efectiv. Telepatia, empatia, tot, da, intuiție, e totul minunat. Atunci totul e minunat până nu mai e. Până nu mai e. Aici este problema tuturor. De ce se duce flacăra? De ce? Ce se întâmplă? De ce la un moment dat atracția dintre doi oameni dispare? Care este explicația? Pentru că nu reușim să ne păstrăm în acel rai, știi, al relațiilor, eu așa numesc, you are in heaven when you are in love. Ai întâlnit cupluri care totuși au reușit peste ani și ani și ani de zile să mențină? Nu acea stare de efervescență, aceea e cumva specifică începuturilor, îndrăgostiților, dar au reușit să își păstreze iubirea, care s-a transformat în multe alte forme frumoase și de îmbracă nuanțe de prietenie, iubirea protectoare, iubirea romantică, iubirea se schimbă cumva, dar dacă rămâi la nivel sufletesc, această iubire se schimbă și cumva întărește cuplul. Și dacă lucrezi, nu? Adică da, e foarte important să lucrezi la cuplul. Da. Trebuie să ai în continuu comunicare. Pentru ce se întâmplă? De obicei atunci când picăm din starea asta foarte frumoasă de îndrăgosteală. De euforie. Care de fapt este o stare în care noi proiectăm unul asupra altuia toate dorințele și ce ne gândim noi cum e celălalt, dar de fapt nu-l vedem cum este cu adevărat. Se întâmplă ceva, dar e okay un partener să greșește. E sănătos sau e nesănătos să proiectezi lucrurile asupra partenerului tău? Se întâmplă oricum. Sau trebuie să fii într-o conștiință totală. În starea de îndrăgosteală se întâmplă. Deci mai contează dacă e corect sau nu. Nu, în mod normal ar trebui să fim super luciți și super conștienți și vedem totul. Dar dacă... stai așa, asta e proiecția mea asupra lui, nu e... Da. Dar dacă am vedea totul, ne-am mai îndrăgostit cu adevărat, adică nu suntem perfect. Toți suntem oameni, toți avem lecțiile noastre de învățat, toți avem anumite traume, anumite suferințe și mai devreme sau mai târziu acela vor ieși la suprafață și vom face greșeli, fără să vrem să rănim, dar vom răni. Chiar poate cu ceva care facem o acțiune care poate pe noi nu ne-ar deranja, dar pe partenerul nostru îl rănește atât de tare pentru că și el vine cu bagajul lui și cu rănile lui și așa și mai departe. În special dacă venim din culturi diferite, e și mai mare discrepanță. Oh, da. Mai ales aici în Miami sunt întâlnești foarte multe cazuri de culturi diferite, religii diferite, rase diferite. E frumos, este foarte frumos, dar sunt și... Dar uite că și în România suntem, în principiu venim din aceeași cultură și cu toate astea tot rata divorțurilor este imensă. Da. Nu știu care e procentajul, dar foarte mulți oameni divorțează. Acum sunt cam 50% rata divorțurilor, așa, per total. Și acum se spune că dacă te-ai căsătorit cam pe la... foarte tânăr, pe la 20 și ceva de ani, cam 90%, deci da, foarte bine cu rata, din păcate. Și atunci când ne rănim... Deci e nevoie de mulți profesori de tantra, yoga în România. De tantra, de psihologi, de orice. Da, dar de tantra, da, consider, pentru că nu se abordează subiectul acesta intim. E încă tabu? Este încă rușine? Da, este încă tabu. Este încă tabu și partenerii încep să se închidă unul de celălalt sau nu știu să-și dea ce-ți doresc, nu știu să ceară, unii nici măcar nu se cunosc pe ei la nivel intim, să știe ok ce mă împlinește pe mine, ce nu mă împlinește pe mine. Au venit foarte multe femei la mine care nu au avut orgasm în viața lor, dar lor li se părea normal. Li se părea normal? Da, era o normalitate, deja nu mai conta. Sau bărbați care li se pare normal că dacă lor le place într-un anume fel, înseamnă că și ea trebuie să fie fericită, nu? Dar nu. Și aici tantra... Deci vin și oameni care sunt într-un cuplu, dar aleg să vină individual la clasele tale. Da. Mai ales unul dintre parteneri poate că nu e deschis sau poate că nu este pregătit să-și asume că are o problemă. Sunt foarte mulți care au probleme, nu sunt fericiți, dar nu sunt gata să conștientizeze. Încă stau în faza de negare. Până când problema devine atât de acută. Și sunt, în momentul în care un cuplu are probleme, ai observat blocaje la ce nivel, la ce chakre, la ce, în primul rând, ce se întâmplă da, exact? Da, deci hai să o luăm pe chakre. Pe comunicare, în primul rând, care e a cincea chakra, Vishuddha, afectiv și erotic foarte mult.
Bine, poate să mai fie și probleme. Cam asta este și procesul în care se întâmplă lucrurile. Întâi nu comunicăm, după aia sunt rănită pentru că nu comunicăm. Nu, mai întâi ești rănit, pe urmă nu comunici și pe urmă această rană automat se va reflecta și la nivel intim. Atunci când sufletește ne închidem unul de celălalt, automat ne vom închide și erotic. Iar la femei aceasta este foarte, foarte vizibil, numai că prin structura noastră noi putem să disimulăm. Poate că nu mai există dorința pe care o aveam, dar se știe, se cunoaște că femeile sunt foarte mari actrițe în dormitor, right? Da. Da, și da, bărbații sunt mult mai detașați decât femeile, da. Și atunci ei nu trebuie neapărat să se prefacă, dar da, le e mai ușor. Dar, din păcate, au început să fie foarte mulți bărbați cu probleme sexuale, cu disfuncții sexuale. Sunt, nu mai au erecție, disfuncții erectile. De ce? Ce li se întâmplă? Și bărbați tineri, nu? Da. Acum ne confruntăm cu o foarte mare adicție pornografică. Bărbații devine ceva ca și cum, nu știu, cum ne ducem noi să ne spălăm în fiecare zi pe dinți. Da. Așa devine la foarte mulți bărbați acest aspect. Deci, de unde? De ce crezi că... Pentru că există foarte multă tensiune sexuală, energie sexuală și ei nu știu ce să facă cu ea. Poate că nu-și găsesc femeile sau nu au partenerele ideale sau nu ideale, poate unii chiar nu au partenere sau da. Și în cuplu în care sunt nu există o anumită comunicare, nu știu să satisfacă anumite nevoi, anumite dorințe și pur și simplu se închid sau nu e suficient sau se și spune că de fapt apetitul bărbaților este mult mai mare decât apetitul femeilor. S-au făcut chiar studii de câte ori se gândește un bărbat la sex într-un minut versus de câte ori se gândește o femeie. De câte ori? De foarte multe ori. De foarte multe ori, nu? Da. Și... Într-un minut? Wow, mă gândeam pe zi, știi? Și chiar și atunci când sunt cu o parteneră, nu mai este atât de împlinitor, nu mai au acelea stări, nu mai este acel moment. Cumva se duce și magia actului, cumva s-a mai... Pentru că sunt mult mai confortabil singuri acasă în fața computerului? Da, și femeile la fel, sincer. Sunt foarte multe femei care nu pot să aibă orgasm decât dacă ele se stimulează. Și atât. Când sunt cu un partener, nu. S-au obișnuit într-un anume fel, cu anumită energie, nu au răbdarea necesară, nu știu ce să ceară, nu știu ce să explice, nu se cunosc. Și aici vine această înțelepciune foarte veche, autentică, în care au cunoscut foarte mult ființa umană, până de la nivel fizic, până la nivel de spirit. Și spune, tu nu poți să te deconectezi de la ce ești, de la sufletul tău. Nu poți să fii doar o ființă animalică sexuală, pentru că ai un nivel de conștiință și în momentul, chiar dacă tu crezi că poți să funcționezi așa, de fapt te aliniezi de anumite lucruri. Când te aliniezi de tine, te aliniezi și de cei din jur și cumva, oricât de mult cauți această plăcere și această satisfacție... Te pierzi, practic. Da, niciodată nu o să devine ca un viciu, știi, ca și cum iei un drog. Dar imediat acesta au efectul mai veni încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, dar e ceva care efectiv te roade, te mănâncă. Trebuie să readuci totul. Da, crezi că asta ne-a făcut cumva societatea? Ne-a învățat că este în regulă să ai one night stand-uri? Da, bineînțeles, revoluția sexuală, care a avut și părțile ei benefice, într-adevăr. Feminismul toxic. Și feminismul. Masculinitatea toxică. Da, adică totul. Orice concept fac din lumea ce vreau, asta, când vreau, cu cine vreau, ceea ce eu e în regulă, da, sigur. Are, da, întotdeauna va avea o componentă pozitivă, dar întotdeauna va avea și ceva negativ, dacă nu știm să gestionăm cum trebuie situația respectivă. Din păcate nu mai avem foarte mult timp și vreau neapărat să ne spui unde te găsesc oamenii, dacă faci și clase online pentru cei din România. Da, eu chiar am clienți privați online, m-au căutat, am avut anumite colaborări în România, chiar am participat la un retreat în care am prezentat chiar și aceste rituri tibetane când am fost în țară. Mă găsiți pe Instagram, pe Live Love Tantra Yoga. Acolo postez tot ce se întâmplă, toate programele mele, tot
când vin în țară, când ajung, ce predau, unde predau. Live, Love, Tantra, yoga, da? O să scriem și jos pe burtieră și acolo ne vei anunța de toate retreat-urile, clasele, anunți și cum te găsesc oamenii online, nu? Dacă vor să-și cumpere clase cu tine. Da, 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 și foarte mult, chiar primesc acolo foarte multe cereri pentru ședințe private live, majoritatea preferă live. Uh-huh. Și cu mare drag, vă aștept. Mi se pare absolut fascinant ce faci. Îți mulțumesc că avem cu toții nevoie. Până la urmă, de la asta pleacă, de-aia existăm pe pământul ăsta, de aici pleacă totul. Și cu siguranță o să vreau să o să-ți mai fur din timp și o să te mai chem la emisiune, pentru că cei de acasă îmi pun mereu întrebări și sunt sigură că după emisiunea cu tine vor exista foarte multe întrebări și requesturi cu viitoare subiecte, așa că te invit de pe acum și la viitoare emisiuni și aș vrea să dezvoltăm mult acest subiect, pentru că din nou, indiferent de unde venim, unde plecăm, cine suntem, câți bani avem sau nu avem, până la urmă relația de cuplu este cea mai importantă pentru fiecare dintre noi. Toți suferim din dragoste sau suntem fericiți din dragoste sau vrem să rezolvăm sau să reparăm ceva. Da. Îți mulțumesc din suflet, Raluca. Și eu îți mulțumesc foarte mult de invitație. Și sper să ne revedem cât mai curând. Cu siguranță. Iar cu voi, mă văd duminica viitoare, aici, la Canal 33, la ora 8, la Coffee and Cream. Seară minunată!